Vă prezentăm unglet autonivelant inovativ Nida Excellence, conceput pentru aplicare mecanizată în interiorul clădirilor. Datorită efectului de autonivelare, Nida Excellence permite eliminarea etapei de finisare manuală a suprafeței și, prin urmare, reduce semnificativ timpul de lucru al proiectului. Nida Excellence este conceput ca un glet de superfinisaj pentru suporturi minerale, cum ar fi plăci de gips carton, tencuială de Ipsos, gleturi de încărcare. Pregătirea suprafeței ar trebui să înceapă cu protejarea ferestrelor, ușilor și prizelor electrice. De asemenea, este necesar să acoperiți podeaua, astfel încât praful să nu se lipească de produsul aplicat. Suprafața trebuie pregătită corespunzător înainte de aplicarea produsului. Este necesar pentru a se obține efectul de autonivelare. Dacă există găuri, zgârieturi sau fisuri pe suprafața peretelui, acestea trebuie întâi reparate cu un glet de încărcare, cum ar fi adera plană. Suprafața trebuie să fie uscată, fără zgârieturi, inegalități, crăpături și găuri. Suprafața nu trebuie să fie umedă, nici înghețată. Nida Excellence este un glet gata de utilizare, prin urmare, nu trebuie adăugată apă în produs. După deschiderea găleții, produsul trebuie amestecat ușor cu un malaxor la viteză mică. Aplicarea trebuie făcută cu mașina de tip airless de înaltă presiune. Se recomandă folosirea unei duze de 529. Presiunea pe mașină trebuie setată la nivelul minim de 120 de bari. Faceți aplicarea dintr-o poziție fixă optimă pentru aplicare verticală și apoi optimă pentru aplicare orizontală. Aplicarea produsului în flux uniform va permite o acoperire optimă a întregii suprafețe a peretelui. Distanța dintre suprafață și duză trebuie să fie de aproximativ 100 de centimetri și unghiul de aplicare ar trebui să fie ajustat la lucrările efectuate. Lățimea stratului de acoperire aplicat trebuie să fie de aproximativ 70 de centimetri. Grosimea optimă a stratului nu trebuie să depășească 1,5 mm când este aplicată transversal, ceea ce înseamnă o aplicare verticală și una orizontală. Datorită efectului autonivelant al Nida Excellence, produsul nu trebuie să fie finisat manual, ci doar lăsat să se fixeze și să se usuce. Timpul de uscare al produsului este de aproximativ 24 de ore și depinde de temperatura și umiditatea aerului din cameră. Vopsirea pereților este posibilă numai după ce compusul este complet uscat. Înainte de vopsire, suprafața poate fi șlefuită cu un șlefuitor manual cu hârtie de șlefuit de 150-180. Datorită proprietăților de autonivelare ale gletului Nida Excellence, acesta oferă nu numai suprafețe perfect netede, dar, mai presus de toate, o economie de timp pe șantier. Eliminarea etapei de finisare manuală a suprafeței face posibilă finalizarea lucrărilor în jumătate din timpul planificat, reducând astfel costurile forței de muncă și permițând constructorului să înceapă mai repede lucrările la următorul proiect. Aflați mai multe detalii despre Nida Excellence pe siniat.ro.